În videoul de astăzi o să-mi petrec următoarele 24 de ore devenind Whitebeard. Dar să reușesc să fac asta, o să trebuiască prima dată să fac rost de capa lui, care are o șansă de numai 5% să dropeze de la un boss. Și după o să trebuiască să fac rost de sabia lui, care se cheamă Bisento. Și după o să trebuiască să fac rost și de Bisento V2, de care poți face rost numai dacă îl bați pe Whitebeard, care se spawnează numai o dată la 6 ore și ai timp numai 15 minute să-l bați. Și după, ca să completăm challenge-ul ăsta, o să trebuiască să dăm Awaken la Quake. Și dacă vreți să intrați în grupul de pe Roblox, aveți linkul în descriere și acolo avem și merch, dacă vreți să mă ajutați. Și dacă nu apeși pe buton de like, îți pute respirația. Dar acum hai să trecem direct la video. Ok, dacă nu mă înșel, ar trebui să am Bisento-ul deja. Dacă mă uit aici mai sus și aici este Bisento. Ok, deci Bisento-ul avem și din câte se pare avem și Mastery 157 pe el. Dar problema este că nu știu dacă este V1 sau V2. Și nu cred că scrie niciunde Bisento V1, Bisento V2. Deci ca să eu sigur o să trebuiască să merg pe map 1 să îl bat pe Whitebeard și să facem rost de Bisento V2, dar măcar așa știu asigurat că am Bisento V2. Și am să mânc Quake-ul puțin mai târziu când o să facem Awaken-ul pe Quake, pentru că nu vreau să-mi fac viața grea fix acum și să nu pot folosi portalul și Buddha și așa mai departe. Vreau să mă duc aici la port și venim aici la firarul ăsta. Salut, firarule. Dăm aici pe sword și aparent ne trebuie încă 10 scrap metal-uri din astea și încă 5 din astea. Habar n-am cum fac rost de astea. Ce vreau acum să fac prima dată este să merg aici la capitanul ăsta, vorbim cu el și schimbăm acum serverul până găsim un server pe care e bossul, pentru că la bossul ăsta putem să facem rost de code-ul lui Whitebeard. E bossul spawnat? Nu-i spawnat. Bro, what the fuck, încă un scripter. Bă, ce se întâmplă aici? Bă, deci de fiecare dată când fac video de genul și trebuie să bat boss random, atunci mereu scripter pe map 1. Bă, dar numai pe map 1, mă. În sfârșit am găsit un server pe care-i spawnat boss-ul. Nice, ok. Ar trebui relativ de... sau... I-am dat un singur pom și s-a dus, bă, săracu. Dacă toți suntem aici pe marină, trebuie să ne uităm mereu și dacă e spawnat Whitebeard, pentru că Whitebeard ne dă upgrade la Bisento. Deci, noi trebuie acum să formăm doi boși. Primul care este admiralul de aici, care ne dropează code-ul lui Whitebeard, și Whitebeard care ne dă upgrade la Bisento V2. Vreau, abia am venit aici și o să zice, please fruit, please fruity. Deci chiar nu-i înțeleg pe ăștia care cerșesc fructe, adică unde mai e hazul dacă primești toate chestiile bune din prima, gen unde-i fun, unde-i grind-ul, știi ce zic fiecare gole lui și... Am primit code-ul, nice, nice, nice. Așa, și echipăm code-ul și acum avem code-ul. E logo-ul de la marină pentru că eu acum îs în marină ca să nu-mi pierd bounty-ul în caz că e un bounty hunter cu bounty mare pe prima mare. Dar ăsta este code-ul lui Whitebeard. Uite-l și tu pe ăsta. Te-ai dus, bossule. Și mai are și Kitsune, uite și tu la el. Stai că da, dăm aici flex cu Kitsune, că și am Kitsune. Ăsta zice, please, Buddha, și are Kitsune. Na. Ăsta are Kitsune și îmi cerșește fruct. Na. Bro, ăsta zice, I'm gonna report bullying. Bro. Vai de capul lui, bă. Eu nu cred așa ceva că abia am intrat pe serverul ăsta și s-a spawnat fix în fața mea. Uitați-vă și voi aici, loud tremors are heard across the seas. Acum folosim Buddha. Deci bossul ăsta are 300 de mii HP. Sunt destul de sigur că are mai mult ca Big Mom. Cum ar trebui unul de pe prima mare să-l bată pe Whitebeard? Ok, sunt destul de sigur că trebuie să dau ultimul hit cu Bisento, deci trebuie să am grijă să nu-l omor cu Gadimon. Și acum apoi îl batem cu Bisento. Măcar nu dă mult damage. Are mult HP, dar nu prea dă mult damage. Și te rog. Gata, atâta, nu trebuia să-mi zic acolo, nu știu, bă, a brigadat la Bisento V2 sau ceva de genul, I don't know. Nu? What? Deci ori nu scrie nimica când upgradez la Bisento V2, ori am avut deja Bisento V2, dar acum măcar știm 100% că am Bisento V2. Ok, tocmai m-am uitat și din câte se pare scrap metalul ăla de care ne trebuie încă 10 bucăți, îl pot farma pe insula asta, deci luăm aici Buddha. Ok, deja am primit 2 bucăți, deci nu cred că durează foarte mult până faci rost de bucățile astea. Nice, încă una. Ok, câte bucăți avem acum scrap metal? 10, ne mai trebuie numai 5 bucăți, o ducem bine. Ok, încă una, ne mai trebuie încă 4 bucăți. Te rog, jocule, please. Nice, încă una. Așa, 14.
Încă o bucată. Și avem acum 15 bucăți. Deci dacă mă duc acum la fierar, ar trebui să mai fie cu roșu la scrap metal. Avem 15 din astea, 54 din astea. Și acum ne mai trebuie numai 5 bucăți de magma. Deci dacă mă iau după wiki-ul oficial de la Blocks Fruits, mă duc aici la unde-i? Cred că-i... Mă duc aici la Volcano. Și ar trebui ca orice NPC de pe insula asta să îmi dropeze itemul ăla. Ok, încă 3, încă 2, încă una. Gata, what? Avem 10. Am stat 5 secunde aici și deja am făcut rost de toate, what? Deci dacă vin acum la fierarul ăsta din Metin și vorbesc cu el și dau aici pe sword, pot acum în sfârșit să-mi upgradez Bisento-ul. Acum avem Bisento plus 9, că am dat aici upgrade la fierarul din Metin. Acum sunt destul de sigur, nu mai pot să fac nimic pe map 1. Mergem aici la Middletown și mergem înapoi pe map 3, că nu mai avem ce căuta aici pe prima mapă. Este că dacă încă nu am dat un showcase la Bisento, vedea eu asta. Deci avem aici mai întâi Windbreaker-ul, care este zâul nostru, ia să vedem. What? Deci abilitatea asta chiar e șmecher, deci literalmente e zâul de la mamut. Uitați-vă și voi cât de departe se duce. Și după aia avem Quake Sphere, care este X-ul nostru, dacă n-ar mai da NPC-ul ăla după mine. What? Ok, Bisento-ul chiar e șmecher. Deci presupun că e V2, nu cred că are cum să fie V1 ăsta. Dar acum mergem la Turtle Mansion. Deci am 12 Quake-uri. Sau de fapt stai, da, am o idee mai bună. Am o idee mai bună și care are și mai mult haz pentru video. Mergem aici la Tiki Outpost. Stai că dacă rezolvăm asta, stai așa, că așa pot să dau solo cu Quake-ul. Așa, bam, dăm la aici Learn și acum avem Sanguinul. Și acum putem oficial să dăm solo cu Quake-ul. Ok, acum că avem Sanguinul, dăm aici pe Quake It. Așa, acum în sfârșit avem și Quake-ul echipat, avem Bisento-ul, avem Sanguinul care nu prea are ce face cu Whitebeard, ignoram mai ea. Dar acum putem să dăm Awaken la Quake-ul nostru. Deci avem aici, din câte se pare, 4 abilități și m-am uitat și pe Wiki, pot să dau Awaken numai la 4 abilități, deci trebuie să facem numai 4 raiduri ca să dăm full Awaken la Quake, care e un semn bun. Ia, dăm mai întâi aici un showcase la Quake. Am unul master pe că nu m-am șicat în viața mea cu Quake-ul. Singura abilitate care o avem este Quake Punch. Ia să vedem aici. Bam. Cred că trebuie să fii la 2 mm de player ca să îl nimerești, dar aia e. Și sper acum să fac și mastery destul să primesc a doua abilitate. Nice! Avem Quake Wave acum. Așa, bam. Și acum dăm Quake Wave. Arată șmecher, deci având în vedere că încă nu am dat Awaken, chiar arată extrem de șmecher. Ok, mai 2 NPC-uri și ar trebui să facem masări 100. Așa, și acum avem a treia abilitate, care este Quake Erupt. Pot să-l țin apăsat? Da, da, nu se întâmplă nimic. Și am folosit eu atacul la greșit. What? What? Trebuie să fiu aproape de el? Ok, deci are cooldown mare, dar nu știu cât de aproape trebuie să fiu de el. Ok, deci trebuie să fiu aproape lipit de el ca să-i dau damage, ok. Aolo, cred că mai bine făceam celălalt plan și pur și simplu foloseam Buddha și după aia la sfârșitul raidului mâncam Quake-ul. Trebuie să mergem așa până acolo pentru că nu prea am cum să merg altcumva. Că nu am movement deloc pe Quake. Veniți aici, fraierilor! Aolo, uite și tu cât vin de ăștia cu țepi! Altul, hai de capul meu. Uite și tu la NPC-urile astea, bro! Ok, nice, putem să mergem pe următoarea insulă. Deci ori mi se pare mie, ori NPC-urile astea chiar dau mai multe stun-uri decât dă orice alt raid. Eu dă-l pe ăsta, bă! O, trebuie să am grijă la ăștia care au electricitate. Ăștia dacă m-au prins în stun și mă atacă le alte NPC-uri, am belit-o. Ok, următoarea insulă, nice, nice, nice. Ia de aici? Mamă, ne-am gândit amândoi la același atac. Iar aici? Bro, am cooldown-urile așa mari pe Quake. Dacă puteam să spamezi abilitățile astea, bă, ziceam, dar așa, uite și tu cât de mare sunt cooldown-urile astea. Aolo, fița are electricitatea ta. Uite-te și tu! Aolo, aolo, bă, nu mai înțeleg nimic, se tot mișcă ecranul, bro, fițar birele tale să-ți fie. Nice, în sfârșit, bro. Acum am dau și eu seama de ce nu mă apar awaken-uri la Quake. Așa, nice, ne transformăm acum. Aolo, bă, dar câte stun-uri! What, cât m-au aruncat! Asta e că acum că avem awaken-ul, putem să folosim și Bisento-ul. Asta e că îl bat numai cu Bisento, ia de aici. Nice! Holy shit, cât a durat raidul ăsta. Acum vorbim aici cu entitatea asta. Dăm aici Ascension. Am primit și titlul The Strongest One. Ok, nu comentez. Și acum avem Awaken pe zâul nostru, care se cheamă acum Fatal Demolisher. Ia să văd acum dacă e de ceva bun sau nu. Ok.
Holy shit, bă, chiar pare decent. Dar tot mă enervează faptul că avem numai 4 abilități. O să avem numai 4 abilități dacă îi dăm full awaken. Dăm aici lui fraierul ăsta iară un fruct, îi dăm aici un spin. Și avem acum următorul microchip pentru raidul Quake. Sper că de data asta să meargă mult mai repede. Bro, uite și tu, e numai prima insulă și uite și tu cât damage îmi dau. Uite, mai dă capul vostru, fițar. Oh! Nu, stai, mamă, deci uite de și tu la HP-ul meu. Am rămas cu 5000 HP și ies numai pe prima apă. Ok, trebuie să-mi grijă să nu mor de la apă. Deci dacă am murit de la apă, am dat alte fiară. Trebuie să-mi refac HP-ul pe NPC-urile astea. Oh my god. Bro, uite de și tu, mă, împinge o fantomă? Ce se întâmplă? Dacă ar veni mai repede NPC-urile astea și nu s-ar mai spawna unul câte unul odată la 5 minute, ar fi genial, că ar merge mult mai repede să dau awaken la Quake. Deja nu mai suport raid-urile astea la Quake, bro, ce e asta, băi? Cred că mai e numai boss-ul și NPC-ul ăsta, sper că ăsta e ultimul NPC care mai trebuie să-l bag. Ok, văd că nu mai se spawnează absolut niciunul și ăsta ar trebui să fie ultimul NPC care mai e în viață, care e boss-ul. Ia că te bat iară cu Bisento. Ia? Ia, snipe? Mamă, ce snipe i-am dat, fraier. Dăm aici Ascension. 3000 pentru a doua abilitate, e insane de mult. Deci e insane de mult, dar uitați-vă și voi ce șmecher arătăm. Ok, avem acum Air Crusher, ia să vedem cum arată abilitatea asta. Ok, cred că e literalmente aceeași ca prima, numai că e puțin mai mare, cred. Sau mi se pare mie, nici măcar nu știu. Așa, și bam, 6600 pentru două abilități, nu e chiar foarte mult. Dar, nu știu, poate sunt mai bune celelalte abilități. O, dar văd că spawnați boss-ii și mergem la Longma, să batem pe Longma. Și facem rost de ultima noastră abilitate, care este Dual Tsunami. Ok, nice, Longma e spawnat, nice. Am să las pe Longma pur și simplu low cu sanguinul și după aia dau pur și simplu ultimul hit cu Quake-ul. Așa, bam. Moare? Nu moare, ok? Dar acum moare. Ok, te rog, Mastery 150, te rog, e frumos. Avem Mastery 158, nu-i rău. Și acum avem Dual Tsunami. Ia, sunt curios cât de mare e valul ăsta. Deci, dacă ne punem aici în mijloc, le-am PC-urile astea și dăm abilitatea asta. Holy shit, bro, ce curaz asta. Cum dă cineva dodge aici? What? A dat la toată lumea damage. Ok, dar acum ne continuăm mai departe grindul nostru să dăm awaken la toate abilitățile, pentru că ne mai trebuie numai două abilități și suntem gata cu awaken-urile. Nici n-am venit bine pe insula asta și deja-s două NPC-uri de astea nașpa. Bă, dar mă tot arunc NPC-urile astea în apă, băi. Aolo, nu iară doi de ăștia, thank you, bro. Bă, deci stanează ăștia atât de mult, băi. Și după aia mă mea de ce mi se duce atât de mult din timp la raid-urile astea, pentru că mă tot stanează NPC-urile astea. Oh, trebuie să am grijă, bro. Wow, alo, n-am V4 și s-o spună boss-ul. Bro, nu mai înțeleg ce se întâmplă, băi. Ne facem repede HP-ul. Aolo, cât damage-mi iau. Nice, V4. Am nevoie de HP. Și are și ăsta valori, că de ce n-ar avea boss-ul valori? Bro, îs atât de low. Îs atât de low. De ce mi-am luat atât de mult damage? Bro, dar tot mă stanează și mă bagă cu capul la apă, mă. Ce se întâmplă? Trebuie să scap odată de NPC-urile astea care nu-s boss-ul. Că boss-ul nu cred că e o problemă atât de mare. Sau ui, uite și tu cât damage îmi dă. Mamă, deci eu mor de la apă. Eu mor de la apă. Nu mă mai prostez de data asta cu Bisendo că mor. Du-te mă de aici, în sfârșit. Și acum putem da awaken la a treia noastră abilitate, care cred că iar o să coste 10.000 de fragmente. Acum avem Q-ul care este Spatial Shockwave. Ia să vedem acum cum arată abilitatea noastră. Avem aici Q-ul. E același lucru, numai că acum avem, nu știu, face un zid în jurul nostru și are range mai mare, presupun. Cred că asta e schimbarea aia, nu? Dar acum mai avem o singură abilitate la care trebuie să-i dăm awaken și este V-ul la Dual Tsunami-ul nostru. Cred că iar nu o să fie absolut nicio diferență decât numai că, nu știu, avem range mai mare, presupun, și dă mai mult damage. Îi dăm aici un chop, că n-am nevoie de el, ia de aici. Și acum putem să dăm în sfârșit awaken la ultima noastră abilitate. Eu nu cred așa ceva că era să mor, bro, uite deci tu HP-ul meu, bă, aveam 100 HP. Deci nici măcar nu exagerez acum, aveam 100 HP, bro, n-am fost atent pentru 2 secunde. Bă, ce animale sunt PC-urile astea. Uite și tu, deci stun peste stun. Aolo, uite, mă trage și asta. Deci am un noroc atât de mare că există pe planeta asta sanguinul. Că dacă nu adăugau ăștia sanguinul, nu știu cum făceam eu solo raid-urile astea. Bro, uite-te și tu la HP-ul meu, bă, mă rup ăștia. Plecați-mă o dată, băi.
Ok, vreau să scap de fraierii ăștia cu Quake cât mai repede până nu se spawnează mai mulți. Că îs enervanță ăștia cu stanurile, exact ce ziceam, iar s-a spawnat unul. Aolo, nu iar ăștia doi tanky, băi. Dăm Soul Kitaru să și damage absolut toți care sunt aici. Oh, nice, s-a spawnat și un fruct random, care sper că e un fruct bun, că dacă nu am dat alte patru. Bro, vreau să mă scap odată de NPC-urile astea, vă rog muriți, că vreau să rămân la 1v1 cu boss-ul. Ok, cred că mai ies numai eu cu boss-ul. Și ceva, nu mai am chef de tine, ia de aici, ia de aici. Nice, în sfârșit. Și acum, dacă vorbesc aici cu entitatea asta misterioasă și dau aici Ascension, 8000, holy shit, of course. Ai noroc că filmez ăsta, că altfel nu dă plăteam eu 8000 pentru o singură abilitate. Dar acum avem Awaken-ul la V care se cheamă Sea Quake. Ia să vedem aici dacă dăm abilitatea asta. Ok, deci cred că valorile îs dublu acum în mărime. Deci presupun că nu prea e cum să fugi dacă vrei să dai sky jump-uri în sos. Și nu știu dacă primesc sau nu NPC-urile damage dacă le dai, dacă stau lângă tine când dai abilitatea aia. Dau V-ul. Ba da, what? Ok, ok. Și iau damage și de la valuri. Îmi place că mă atacă toate NPC-urile astea, bro. Dar acum văd că s-a spawnat fructul, deci mergem acum să luăm fructul, să vedem ce primim. Deci dacă n-am primit un fruct șmecher, mă jur că am dat alte 4. Am primit un light. Da, știi ceva? Am dat alte 4.